Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Astă seară l-avem invitat pe domnul doctor Adrian Cranta. Bună seara, Adrian, mulțumesc că ești alături Bună de noi. seara, Olga, bună seara tuturor. Te-am simțit lipsa, prietenii noștri. Eu v-am simțit lipsa Domnul tuturor. doctor! Da, într-adevăr au fost foarte mult în ultimul timp. N-am reușit să găsesc timpul, dar iată că acum ne revedem și asta mă bucură. Da, astăzi am hotărât împreună să vorbim despre tehnologiile avansate și sănătatea. Pentru că traversăm o perioadă ultra tehnologizată, pentru că unde întoarcem capul, medicina tradițională se îndepărtează așa puțin câte puțin de noi și ia locul tehnologia. Și nu spune că este în totalitate un lucru rău, probabil că este binevenită. Eu n-aș elimina cu totul medicinele alternative, pentru că ele sunt mult mai aproape și organismele noastre, cum să spun, reacționează foarte bine la tratamentele alternative, le recunosc, dar trebuie să ne adaptăm. Și atunci trebuie să aducem în favoarea noastră tot ce tehnologia a reușit să descopere, tot avansul ăsta care l-a luat în ultimii ani. Cred că, cum să spun, ce nu s-a făcut în 50 de ani, s-a făcut în 10, în 15, poate în mai puțin. Da. Tu ești al tehnologiei și știu că îți place. Este o parte care din tine care rezonează foarte mult cu zona asta tehnologică și îți place să citești, îți place să descoperi. Da, da, e adevărat. Îmi place chiar și subiectul, pentru că în ultimii 40 de ani m-am tot implicat în această poveste legată de tehnologia avansată și sănătate. Pe de altă parte, noi acum trăim o poveste despre o răscruce, anume între tehnologiile avansate, inteligența artificială și inteligența biologică este un alt concept intuit de către Isaac Asimov în celebra serie a roboticii, de anume despre roboți. Pe de o parte, noi avem tehnologia avansată și vom discuta despre ea. Pe de altă parte, avem inteligența artificială, vom discuta și despre aceasta, dar vom discuta despre ceea ce încă nu este în prim plan, și anume dezvoltarea în laboratoare a inteligenței biologice sau bionice. Povestea a început în 1976, undeva în Japonia, în laboratoarele lor. Vreau să creeze un sistem care să proceseze informația, dar care să nu fie electronic, să fie biologic. Ei bine, vom discuta despre toate, dar în esență această emisiune se dorește o clarificare a acestor trei mari concepte, anume tehnologiile avansate, inteligența artificială și inteligența bionică. Vom vedea cum lucrurile aduc în prim plan și bune și rele, dar în esență contează că abordarea cea mai potrivită ar fi să lucrăm cu conceptul de om, metodă și, bineînțeles, contextul, timpurile, tehnologia.
Dacă vorbim despre om, noi vorbim despre faptul că omul trebuie educat și dacă vorbim despre metodă, trebuie să înțelegem că și metoda trebuie cumva corelată cu diversitatea umană. Dacă vorbim despre context, suntem într-un context în care e interesant chiar, pentru că foarte mulți împing la înaintare această inteligență artificială, dar inteligența artificială înseamnă o abordare personalizată, înseamnă o terapie personalizată, adică înseamnă ceva la care încă oamenii nu sunt pregătiți să facă pasul, pentru că vorbim de sănătate, de conceptele medicale în zona occidentală, noi vorbim de protocoale, vorbim de standarde, vorbim de uniformizare, vorbim de lucruri care rulează începând cu sfârșitul anilor 80 și intrăm puternic și la noi. Acum, de exemplu, în ultimii 2 ani, partea asta de protocoale și standardizare a fost impusă și în medicina veterinară. Deci dacă noi vorbim de implicarea, implementarea inteligenței artificiale la modul real, noi vorbim că ar trebui să renunțăm la modul real la această standardizare și uniformizare a problemelor și abordărilor. Ceea ce este un lucru destul de dificil, destul de greu. Adică povestea asta va mai dura probabil mult sau se va produce o chestie de genul să implicăm inteligența artificială, dar noi să facem lucrurile tot standardizate și tot protocoale. Și atunci iată că încă nu putem înlocui omul și nu putem încă să facem ceva care să fie peste nivelul uman. E de vorbit aici și de aceea rămâneți la această emisiune pentru că veți vedea niște lucruri extraordinare, pro și contra, iar în final, bineînțeles, dumneavoastră sunteți cei care veți decide ce vi se potrivește. Da. Aș vrea să începem cu începutul, așa cum tu mi-ai făcut aici, mi-ai spus exact cam cum ai vrea să se deruleze emisiunea, să răspundem la prima întrebare. Ce înțelegem prin tehnologii avansate? Păi, în primul rând, tehnologia avansată înseamnă că sunt tehnologii ce folosesc linii noi de preluarea informației, linii noi de analiza informației și linii noi de terapii, adică de executarea terapiilor respective. Tehnologia avansată. Tehnologia clasică presupune că ce s-a făcut acum 20, 30, 40 de ani, se face și în prezent. Asta, a doua întrebare, mi se pare cea mai interesantă și sper cu răspunsul tău să ne lămurim cu toții. Ce diferență este între tehnologiile avansate și inteligența artificială? De cele mai multe ori noi le cam confundăm. La ora actuală, tehnologiile avansate sunt mult mai aplicabile decât inteligența artificială. Când noi vorbim de inteligența artificială, noi vorbim de o situație în care există un complex de algoritmi, un complex de programe ce preia date, acumulează date din experiențele pe care le are în interacțiunea sistemului cu omul. O serie de oameni, o serie de cazuri, o serie de probleme. Deci, în momentul în care ea începe să preia date, începe să creeze un calcul de probabilitate, un calcul evolutiv al problemelor. Deci, vorbim de tehnologie avansată, dar ca să putem să avem succes și reușită în ceea ce privește creșterea cu adevărat a performanțelor,
trebuie lucrat foarte mult cu omul, pentru că omul este cel care va genera experiențe, va genera date noi. Dar dacă omul rămâne același, el nu va genera nimic, se va ajunge la un cerc, un complex care nu se poate numi inteligență artificială, se numește un lanț de automatizare. Nu vom avea de-a face cu inteligența artificială la modul real. Și de aceea cred că a treia abordare este cea mai corectă, anume dezvoltarea inteligenței bionice. În sensul că oamenii deja și-au cam dat seama că inteligența artificială are foarte multe limitări, deoarece presupune a culege date din teren, dar terenul nu este stimulat, nu este educat, terenul este lăsat ca atare. Și atunci se culeg anumite date, se ajunge la o anumită limită și se vor naște din nou alte protocoale și moduri de abordare. Deci, e o linie care deja mulți au părăsit-o și se duc către această inteligență bionică. Deci, ea a început în 68-69. Laboratoarele Sanyo și alte laboratoare din Japonia au început să studieze și s-a ajuns la ideea să se combine educația omului cu educarea unor algoritmi prin care se creeze o metodă evolutivă. Și toate acestea să fie în pas cu timpurile care se schimbă mereu și mereu, adică cu contextul actual. Revenind la o întrebare în întrebare, putem spune că tehnologiile avansate în situația actuală cumva sunt ceea ce ar zice omul, un precursor al tehnologiilor bionice. Nu crezi că prin toate astea noi, de fapt, forțăm evoluția naturală? Pentru că noi oricum suntem într-o evoluție permanentă, dar parcă nu mai avem răbdare. Hai să vedem ce se întâmplă cu această evoluție naturală din anul 1900 până în prezent. Dacă noi vorbim de dezvoltarea aparaturii electrice, dezvoltarea folosirii curentului electric și măsurarea pentru prima dată a electrosmogului la nivelul unor teritorii foarte mari, din 1902-1904 până în prezent, electrosmogul a evoluat de mai bine de 2 milioane de ori. Complexitatea muncii, complexitatea vieții a evoluat fantastic. Adică mă refer la cerințe, mă refer la trigger, adică factori declanșatori și au evoluat fabulos de mult în comparație cu capacitatea de adaptare a corpului. De aceea, noi acum suntem în situația în care ar trebui să luăm în calcul partea aceasta de tehnologie avansată care să evalueze, pe de o parte, capacitatea de adaptare a corpului la provocările vieții, pe de altă parte, sistemul resurselor, resursele, cum să creștem resursele, și pe de altă parte, ar trebui să înțelegem dezvoltarea psihologică a omului, pentru că foarte mulți tineri, discutând cu ei, de exemplu, la un moment dat a venit vorba, stăteam și ascultam, a venit vorba despre corporații, despre faptul că mulți dintre ei lucrează în corporații și unul dintre ei a făcut afirmația că nu e nicio diferență între corporațiile actuale și fabricile din trecut. La discuție participau o serie de colegi de-ai mei care sunt implicați în cercetare, și sociologi, și psihologi, și militari, și ei au atras atenția că este o mare diferență, pentru că fabrica te solicita strict 8 ore, nu intra și nu căuta să
îți impună anumite valori, să te modeleze într-un anume fel, da, îți dezvolta performanțele, îți dezvolta capacitatea de a performa la locul de muncă, dar în același timp îți respecta cealaltă parte a vieții, partea privată a ta. Pe când corporațiile n-au nicio treabă, ele sunt taxate strict pe câștig și în rest e partea a doua. Mă rog, discuția s-a încheiat într-un mod amiabil, în sensul că s-a ajuns la concluzia că da, că cumva acea linie de frontieră s-a trecut și că omul cumva și-a pierdut momentul și capacitatea de a se modela pentru viața lui privată, viața lui personală. Și cumva această viață a trecut pe locul 2. Deci, cam așa, Corporațiile te fac să crezi că tu faci da, te parte aud? din proiect, că tu ești acolo o rotiță importantă în acel proiect, dar de fapt îți fură în totalitate viața. Păcăleala asta care a fost cu lucratul de acasă și în continuare există locuri, firme unde se lucrează de acasă și este o păcăleală totală. Ai impresia că uite cât de liber sunt eu, dar de fapt nu muncești 8 ore, muncești mult mai mult, s-a dus toată ziua ta. Păcăleala este Volumul de imens. muncă a crescut și cheltuielile pentru cealaltă parte au scăzut. Păcăleala, de când a început acest telefon, Adrian, viața noastră s-a schimbat. Ai impresia că, Absolut. de fapt, stai că nu stau, uite, răspund doar la câteva mesaje, mai fac nu știu ce, mai fac, dar de fapt tu ești permanent, tu nu ai timp pentru tine. Ești conectat, Ești ești conectat conectat permanent. la un sistem, la un sistem care preia, fără să vrea, vrut sau nevrut, multe date despre tine și despre activitățile tale. Hai să vedem ce întrebări mai sunt. Ce întrebări mai sunt? Vreau să te întreb ce înseamnă această medicină personalizată în afara standardelor. Și aici să ne explici exact dacă te-ai gândit că din ce în ce mai mulți oameni astăzi practică autotratamentul. În sensul în care, uite, bagi simptomele și îți spune inteligența artificială cam ce ar trebui să faci. De fiecare dată însă îți scrie acolo, eu nu țin loc de medic, doar îți dau niște sfaturi, caută un specialist și documentează-te și vezi și nu știu ce. Dar spun eu că cei mai mulți fac ceea ce citesc acolo. Este real. Acum, de exemplu, am urmărit o emisiune, nu mai știu exact, pe net, în care s-a recunoscut faptul că se încearcă implementarea inteligenței artificiale vis-a-vis de calculul facturilor, vis-a-vis de emiterea facturilor, plata facturilor și așa mai departe. Și era o emisiune din vest. Noi vedem că lucrurile astea se întâmplă și la noi și problema ei era că după ce a fost implementată această inteligență artificială în care s-a tăiat orice legătură umană, adică dacă sun, nu mă răspunde un om, îți răspunde un robot, dacă ai o problemă, ai niște variante pe care să le alegi, dar varianta care te doare pe tine nu este, dacă ai o întrebare vis-a-vis de ce ți se întâmplă că ai o plată dublă, triplă sau de 4-5 ori la aceeași factură, același interval de timp, deci s-a dovedit acolo un fiasco total. Iar aici la noi, nu vreau să comentez, fiecare om poate să vadă ce se întâmplă. Deci iată, noi vorbim de o situație destul de delicată și nu știu cum se va finaliza. Problema asta a început, mi-aduc aminte, în 90 a fost un val mare de publicații despre dezvoltarea personală, despre cum să faci afaceri, cum să îți atragi clienți, cum să-i abordezi, cum să îi fidelizezi și așa mai departe. Erau foarte multe metode americane implementate în acele cărți.
care nu au avut nicio treabă cu realitatea noastră pentru că nu au funcționat. Și iată că noi observăm că cel mai important lucru, omul, terenul, obiceiurile, nu sunt luate în calcul. Și în situația asta, a dat pas și gata, la revedere. Deci, când vorbim despre medicina personalizată, noi vorbim despre faptul că profesia fiecăruia, timpul liber al fiecăruia, familia, locul unde stă, ce mănâncă, ce bea, cum respiră, deci sunt exact acele puncte de plecare pe care le-a evocat foarte bine Avicena, în care zicea că, domnule, până să ajungi să dai un remediu, trebuie să studiezi efectiv omul, cu ce se ocupă, unde trăiește și ce vrea el. Ce vrea el? Pentru că dacă nu ții cont de lucrul acesta, atunci nu putem vorbi de personalizare. A vorbi de personalizare înseamnă a vorbi despre o problemă care poate să aibă o cauză comună sau poate să aibă o cauză hibridă specifică lui și automat modul de abordare să fie total diferit. Discutam cu un coleg care lucrează în tehnologie avansată și care ei se ocupă de aparatură care evaluează starea de sănătate și era vorba de un departament foarte interesant, anume alergiile. Acțiunea se petrece în Spania, trei specialiști veniți din zona Asiei cu această aparatură reușesc să ajungă la unul din oamenii care ocupau o poziție cheie în Ministerul Sănătății, și omul respectiv avea niște probleme mari de sănătate, deși la analize lucrurile ieșiseră perfect. Cu ajutorul acestei tehnologii s-a detectat o alergie la cupru. O alergie la cupru. El spunea, domnule, nu am absolut nimic în casă care să fie din cupru. La un moment dat, când au vizitat casa acestui personaj, la un moment dat, unul dintre cei trei specialiști a observat o oglindă veche ca o operă de artă dintr-o perioadă când o oglindă era scump, era lucru rar. Adică, în general, o oglindă de 40 de centimetri cu 30 era o valoare. Și când s-a uitat atent la oglindă, s-a observat că era pe amalgam de cupru, adică era o lumină argintie spre gălbui auriu. Și era făcută cu amalgam de cupru, adică cupru în combinație cu mercur și în combinație cu argint. La aparatura respectivă ieșise clar un impact foarte puternic legat de cupru și, bineînțeles, un impact foarte puternic legat de mercur. Iată că, în momentul când acel obiect a fost eliminat, în următoarele 3-4 zile, toate acele simptome au putut fi văzute cum dispar. În momentul în care, după o săptămână, din nou a fost adusă oglinda, era o piesă istorică, o moștenire din străbunici pe care o păstra alături de tablourile colecția de artă pe care o avea acolo în sufragerie, simptomele au revenit. Deci, iată o situație, o problemă de sănătate care cu toate tehnologiile respective și au fost și la un sistem care folosea inteligența artificială, nu au putut să detecteze. Și atunci i-au folosit o aparatură care este folosită în ceea ce se numește teledetecție, adică teledetecția din satelit,
rezervelor de minereuri rare, cupru, vanadium și așa mai departe. Deci, iată cum o tehnologie avansată care este corect folosită poate să dea rezultate. Cineva o să spună, da, tehnologia asta seamănă foarte mult cu biorezonanța. Bineînțeles că seamănă și biorezonanța nu e ceva de evitat. De exemplu, foarte mulți oameni care descoperă site-uri arheologice folosesc specialiști care vin cu detectoare de metale, detectoare de metale nobile și care au incorporate un sistem de tehnologie avansată cu vibrația de rezonanță a fiecărui metal din gama metale rare, metale nobile sau gen combinații de metale. Și în felul ăsta ei pot să elimine din start tot ce înseamnă tinichea, fier ieftin și pe care nu interesează. Deci, efectiv, sistemele de scanare, de teledetecție din sateliți folosesc așa ceva. Sunt unele care folosesc, ei numesc această tehnologie, tehnologia amprentelor. Pot fi amprente termale, pot fi amprente de rezonanță, pot fi amprente sonice, sunt chiar și amprente olfactive. Să nu uităm că nu omul a făcut el primul aparat, nu. Mi-aduc aminte, a fost în trecut o întâlnire în China despre teledetecția olfactivă, adică foloseau senzori de olfacție foarte fin pentru a identifica diverse persoane care folosiseră diverse parfumuri sau combinații de parfumuri. Iată că au plecat de la studiul cum face un câine de vânătoare dându-i un martor pe care îl miroase să găsească proprietarul acelei haine, acelui obiect de îmbrăcăminte. Deci, iată că această tehnologie poate să facă niște chestii extraordinare. Sunt scanere olfactive care analizează mirosul unei persoane și pot să redea cu lung de amănunte o mulțime de părți din stilul de viață al acelei persoane și nu numai. Pot să redea clar ce probleme de sănătate, ce probleme psihologice au acele persoane. Există foarte multă tehnologie pe direcția aceasta, dar vom discuta. Ca să închei întrebarea, de medicină personalizată înseamnă o medicină care renunță la standarde, renunță la protocoale. Nu este cazul încă, adică este o muncă titanică și un colectiv de oameni nu poate să facă acum treaba asta dintr-o dată. Însă, există într-adevăr, cum frumos ai spus tu, medicina integrativă și medicina alternativă care poate să aloce timp suficient pentru a personaliza un mod de corecție, un mod de optimizare al sănătății umane. Da, deci medicina personalizată înseamnă o medicină în afara standardelor, în afara protocoalelor. Asta nu exclude contactul direct al medicului cu pacientul. Nu, nu. Pentru că de cele mai multe ori, așa suntem noi construiți, Adrian, de cele mai multe ori doar statul de vorbă cu medicul și expusul problemelor tale, răspunsul medicului și tot acest schimb de energie între tine ca medic și pacient, rezolvă un sfert, dacă nu mai mult, din problema pacientului. Absolut.
De exemplu, una din problemele mari care pot să genereze stări de angoasă, stări de anxietate, stări de probleme digestive sau probleme cardiace, poate fi vorba de nevoia de atenție. Nevoia de atenție este o necesitate. Dacă ai problema asta, poți să ai o mulțime de probleme care sunt colaterale. Și de aceea este important să înțelegem că a personaliza înseamnă a pune la un loc toate datele unice ale acelei persoane, începând de la partea psihologică, partea anatomică, partea fiziologică și, bineînțeles, partea spirituală, care se neglijează foarte, foarte mult. În general, medicina noastră este construită pe bolnavi, adică au fost studiați foarte mult bolnavi, inclusiv anatomia. Anatomia a folosit pentru a se fundamenta ca și probe oameni amărâți, homeless, oameni care au murit pe stradă, care n-au avut nimic și care nu putem spune că au fost un model, un standard de referință pentru sănătatea umană. Standardul de referință ar fi să se studieze pe oameni care au o viață în armonie cu cerul, în armonie cu pământul și cu omul. Da. Deci dacă mă întreb cum s-ar vedea medicina personalizată cu ajutorul tehnologiei avansate, ei bine, să pleacă de la efectiv acea întrebare celebră pe care o punea Valeriu Popa. Pentru ce vrei să trăiești? Este o întrebare la fel de dificilă ca atunci când vii să vezi un super târg cu o tehnologie ultra avansată și tu ești interesat de acea tehnologie, dar omul te întreabă. Ce anume îți dorești tu de la aparatul ăsta? Ce vrei tu de la aparatul ăsta? Ce vrei să-ți dea? Ce vrei să te aducă? Și dintr-o dată te-a pus pe fugă. Pentru că îți lipsesc atât de multe date, adică baza de date nu este finalizată pentru ca să poți să începi să procesezi, să te regăsești în anumite funcții ale aparatului și în anumite moduri de utilizare și rezultate. Și atunci, dintr-un foc, s-a pierdut. Și în situația asta este o relație corectă care ar trebui să fie, dar nu este. Și atunci, în general, se merge pe partea de marketing, partea de, trebuie să vă rog din țată, nicio problemă, pun o fată frumoasă acolo, dezbrăcată, abia se vede vreo urmă de haină și gata. Omul zice, gata, cumpăr. El crede, cumpără fata. Nu, el cumpără roata din țată. Și o mulțime de lucruri de genul ăsta au fost, mi-aduc aminte de impactul pe care l-a avut în anii 90, o serie de străini care în țară au deschis brutării și au făcut public acel tip de pâine, pâine gonflabilă, o strângea, era dita mai, când o strângea, ea intra în portofel, care a fost un mare boom din punct de vedere comercial, dar din punct de vedere al sănătății a fost o mare problemă. Și, pe urmă, normal, au dispărut, va? Dar a fost un mare boom. Au dispărut Deci, așa, de la vedere. S-au perfecționat, pentru că n-au dispărut de tot. Dacă te au uiți, trecut la alte acolo variante, alte variante, s-a s-a trecut produs de de la pâinea patiserie. care folosea maiaua și s-a trecut la variantele actuale care creează destul de multe probleme, dar există, cel puțin există diversitatea, adică dacă vrei să-ți găsești o pâine bună, poți să găsești, deci nu e o problemă. Dar cel mai bine este, exact cum ai spus într-o emisiune, să-ți faci singur acasă, că știi exact ce ai pus acolo și ce ai făcut, cum a decurs procesul tehnologic.
Așa este. Hai să ne întoarcem la întrebările noastre și am ajuns la cum monitorizăm sănătatea cu ajutorul dispozitivelor. Și aici cred că fiecare avem un dispozitiv. Că avem un tensiometru, că avem un oximetru, că avem un... Fiecare, nu mai suntem străini de așa ceva. Dar există dispozitive mult evoluate. Există dispozitive care pot să-ți... Am citit despre ele, care pot să-ți... Să te înștiințeze dacă ceva nu este în regulă în organismul tău, deși tu nu simți nimic, tu ai o stare de bine, dar ceva nu funcționează cum trebuie. Nu știu dacă este chiar benefic să fim total dependenți de asta. În 2000, la noi, mi-aduc aminte, telefonia mobilă încă era la început. Mi-aduc aminte ce tam-tam au făcut cu telefonia mobilă când au transmis ei primul interviu din Hong Kong. În 97, când Hong Kong s-a întors la patria mamă și căutau să aibă o conectare cu ziariștii de acolo și să arate efectiv cât de minunat este să ai asemenea tehnologie. Deci, dacă vorbim de cum monitorizăm starea de sănătate cu ajutorul dispozitivelor, exact ce s-a întâmplat atunci se întâmplă acum. Noi avem tehnologii care sunt pe telefon. În perioada aceea, în perioada 97 până în 2000, erau grupuri care erau implicați în cercetare, tehnologia avansată, se lucra la un proiect, anume un proiect pe telefonul mobil, care să monitorizeze preinfarctul sau situația în care un om se apropie de infarct. Cum făceau acele telefoane să obțină aceste date? Corpul uman este învăluit într-un câmp electromagnetic care efectiv pulsează și care are o mulțime de linii de frecvență specifice fiecărui organ. Noi încă mai avem, unii oameni mai sunt conectați cu ideea că trebuie să pui un electrod, că trebuie să dezbraci omul, să pui stetoscopul pe inimă, să auzi. Nu e nevoie. Deci atunci s-a lucrat puternic la programul respectiv, care a fost implementat în studiul respectiv. Și, într-adevăr, rezultatele au fost excepționale. Nu mai știu ce s-a întâmplat cu proiectul respectiv, dar ei reușeau, prin intermediul acelor telefoane de atunci, telefoane cu clape, cu butoane, ca să zic așa, reușeau să monitorizeze această pulsație electromagnetică pe care o degază corpul uman. Să nu uităm că câmpul electromagnetic degajat de inimă este de 5.000 de ori mai mare decât câmpul degajat de creier. Și în acest fel ei puteau să monitorizeze activitatea cardiacă a unei persoane de-a lungul unei zile, de-a lungul unei săptămâni, luni și așa mai departe. Acum o să vin cu întrebarea ce anume, dar nu e suficient să facem o singură evaluare și să tragem o concluzie, răspunsul este nu. Trebuie să vezi o persoană de mai multe ori ca să-ți dai seama cum e persoana. E tristă, e veselă, e supărată, e pricepută, e... Pentru că trebuie să o vezi în contexte diferite. Adică, cu alte cuvinte, se prefigurează clar ideea de dinamică. Dinamica înseamnă că pentru a îți face o idee despre starea de sănătate a unui om, ai nevoie de un interval de timp care să fie dedicat monitorizării unei funcții, monitorizării fiziologice al unui organ. Celebrele Holterul
și alte sisteme pe care un om trebuie să le poarte pe el timp de 24 de ore, 48 de ore, și așa nu este suficient pentru a avea o acuratețe mare. Deci prima întâlnire înseamnă că iei un prim contact cu persoana. Ai nevoie de a studia dinamica acelei persoane, adică care este maximum de activitate la care poate să funcționeze organele acelui om, care este minimum de activitate la care poate să funcționeze organele acelui om. Odată ce stabilești palierul fiziologic, abia pe urmă vei fi capabil să detectezi zonele și condițiile în care acest palier fiziologic a fost încălcat. Deci, iată prima directivă de care trebuie să ținem cont în momentul când monitorizăm sănătatea cu ajutorul dispozitivelor. Este nevoie de mai multe întâlniri. Și de aceea, la ora actuală, se pune problema de a face dispozitive care să fie mult timp cu omul respectiv. Deci, proiectul Telefonul din 1997 a câștigat amploare extraordinară, pentru că au fost proiecte legate de activitatea creierului, activitatea psihologică a omului, activitatea hormonală, activitatea. Deci, o mulțime de activități au fost studiate și implicate în ceea ce noi numim studiul câmpului unei persoane. Cineva întreabă care parte din telefon a fost folosită pentru a monitoriza această activitate fiziologică. Simplu, este o parte electronică care seamănă foarte mult cu un sistem audio. Un sistem audio în care se înregistrează sunetul prin un senzor, microfon, și care e analizat și poate fi redat într-un difuzor. De la fel, acest sistem poate să preia un microfon, e un mod de a spune, dar este vorba de o antenă care poate să preia modificările câmpurilor electromagnetice la nivel extradermal, și poate să spună cu precizie efectiv ce probleme sunt. Ce probleme sunt? Este un mod de non-contact, este un sistem non-contact prin care poți să vezi foarte multe lucruri. Am avut ocazia să văd în trecut sisteme termale care analizau un subiect la o depărtare de 10-15 km și în partea dreaptă a monitorului apăreau pulsul, tensiunea, absolut toate datele legate de tot ce se întâmpla acolo. Amprentele analizate erau amprentele termale și puteai astfel să-ți dai seama de ce se întâmplă cu omul respectiv. Este o tehnologie foarte veche care ea a fost scoasă din folosire și s-a trecut la nivele mult mai avansate prin, dacă nu mă înșel, prin 2000-2010, deja s-a trecut la alt sistem. Să nu uităm celebrul sistem Terahertz, care este folosit pentru aeroporturi. Noi știm prea bine că înainte de a fi implementat Terahertz-ul, au funcționat pur și simplu scanarea cu raze X, aparatele cu raze X, care se scanau și asta era. Dar, datorită nivelului de iradiere și datorită rezultatelor destul de slăbuțe, s-a trecut la un nivel mai performant, terahertz, care îți permite, fără să creezi mari inconveniente, să scanezi și să vezi în straturi, efectiv, din ce este. Ce anume este la un om, ce anume poartă cu el. Deci, cum monitorizăm sănătatea? Putem monitoriza prin bioluminiscență, putem monitoriza prin intermediul mirosurilor. De exemplu, mirosurile se schimbă în funcție de starea psihică a unui om. Un om care are o stimă de sine
puternică, are o stăpânire de sine bună, are o deplină încredere în el, degajă o anumită amprentă olfactivă. Un om care tot timpul se teme, tot timpul se îndoiește, tot timpul se întreabă, tot timpul este înfricoșat, va avea un alt tip de amprentă olfactivă. Există senzori care pot să analizeze aceste amprente olfactive. Asta funcționează în natură. Uitați-vă când mergi pe o stradă și zici, domnule, uite, pe omulețul ăla, deși era mic, nu l-a mușcat câinele. Păi nu l-a mușcat pentru că nu degaja acea amprentă a unui om fricos, unui om temător, unui om care cumva să-l zgândere pe acel câine. Nu, el degaja o încredere totală în el, câinele nu l-a băgat în seamă, ca și cum n-ar fi fost. Deci, conceptul de bază este că dintr-o singură analiză nu vezi mare lucru. Vezi, adică începi să ai idee despre persoana respectivă, cum s-ar zice, ajungi la frontiera unei țări, dar de la ajunge la frontiera unei țări până la a cunoaște toată țara, ai nevoie de mai multe drumuri. Da. Ideea este Deci, că... chiar și analize clasice, dacă te duci și faci analize de sânge sau îți faci analiză cardiacă sau îți faci, o să vă dau un exemplu foarte, foarte, foarte simplu și foarte la îndemână. De exemplu, la ora actuală, pe aceste smartphone sunt ceea ce se numesc programe cu bioritmul personal. Și acolo, începând de la cele mai simple, fizic, intelectual și emoțional, până la cele mai complexe, care analizează 14 vectori legat de unicitatea ta, tu poți observa diverse lucruri. De exemplu, curba care mi arată acea sinusoidă, care mi arată povestea legată de fizic. Dacă eu mă duc și fac analiza fizicului, analiza de compoziția fizică, în perioada când bioritmul meu fizic este în partea de jos a palierului fiziologic, voi obține niște rezultate. Și când este în palierul de sus, voi obține alte rezultate. Dacă eu, de exemplu, am o situație în care emoțional, intelectualul și fizicul sunt în partea de jos, voi fi catastrofă la analiză. Adică analizele vor ieși atât de multe la iveală, încât e posibil să aveți senzația că am întâlnit o hiperdiagnosticare. Nu! Ele chiar ies la iveală. Și invers, în momentul în care cele trei sunt cumulate la nivel de vârf, subțirel, foarte subțirel. De aceea, în țările civilizate sau în departamentele cu interes special, întotdeauna programările se fac în anumite momente, când ai acces la cea mai mare bază de date a individului. Și de aceea, tot felul de senzori, inteligent, telefonul inteligent, pastila inteligentă, dintele inteligent, diverse, cercelul inteligent, brățărica sau, mă rog, la ora actuală sunt tot felul din ele depus în buric sau în alte zone care poate să scaneze și să-ți oferă multe date despre tine. Problema este, când iei în considerare o analiză, atunci când ai o dinamică, măi, am făcut analiză și se prefigurează că problemele comune sunt A, B și C. Aceste probleme rămân constante, celelalte se schimbă în funcție de bioritmul meu și eu votez cu A, B și C. Celelalte nu mă interesează, ele sunt în mișcare, dar acestea rămân constante și sunt clare. Adică au ajuns în situația în care sistemul de compensare nu are cum să le ajute să se revină. Și atunci e nevoie să intervii din afară și să poți să le ridici la
nivelul fiziologic normal. Eu zic că părerea mea așa de om care am ajuns la o anume vârstă, nu este bine să abuzez de nimic. Până la urmă mai lasă organismul liniștit să se conducă după propriile lui legi. Nu spun să nu faci analize, nu spun să nu te cauți, nu spun dacă ai semne să nu te duci să vezi ce e cu tine, dar ca să stăm permanent într-o monitorizare și într-o... Cât mai trăiești? Nu numai, atenție, noi am discutat despre celebrul experiment din fizica cuantică, și anume importanța observatorului în ceea ce se numește lumea liberă. Au făcut experimente în Anglia, parcă la Londra, în care s-a analizat tiparul sociologic al unui grup de persoane și tiparul A și tiparul B. Tiparul A a fost lăsat liber ca martor, tiparul B a fost monitorizat non-stop de camere video, de tot felul de sisteme de monitorizare, începând de la monitorizare de prezență, de proximitate, până la monitorizarea stării de sănătate la cel mai înalt grad. După 3 luni de zile, s-a observat o chestie cu adevărat neașteptată, anume că nivelul de evoluție la primul grup care nu a fost monitorizat, nu a fost supus acestui observator continuu, a evoluat, de nivelul primului grup a evoluat, ei au putut să cumuleze mai multe date, să dezvolte nivelul de complexitate privind analiza vieții, pe când al doilea grup a rămas exact la faza din urmă, adică faza dinainte, cu 3 luni înainte, când au fost montate aceste sisteme. Ceea ce înseamnă că a te monitoriza mereu și mereu și mereu, pentru cei care vor să înțeleagă, cumva te face să staționezi într-un anume punct. Nu mai poți să evoluezi atât de ușor, atât de repede. Este o observație a acestui grup de cercetare foarte interesantă. Aveau foarte multe lucruri acolo. Cumva am scăpat adresa, nu mai știu cum am ajuns acolo, dar mi s-a părut fabulos de interesant. Totuși, al doilea aspect trebuie luat și acesta în considerare, și anume că dacă un om nu are un sistem de corelare, toată fiziologia acelui om va fi diferită față de fiziologia unui om care se poate corela. Și aseamănă, exemplu, cu ceea ce se întâmplă într-un calculator. Dacă noi facem ca ceasul calculatorului să nu mai funcționeze corect sau să aibă un mare delay, o mare rămânere în urmă sau o grabă foarte mare înainte, toate procesele care se derulează în acel calculator, toate calculele vor fi eronate. Adică nu ne vom putea baza pe ele. Ce vreau să zic? Că așa cum calculatorul are nevoie de un sistem de referință, de anume ceasul, un alt grup de cercetare a pus problema ce s-ar întâmpla dacă în viața oamenilor ar fi scos ceasul. Pur și simplu ceasul nu ar exista. Ce s-ar întâmpla? Și s-a observat că o mulțime de procese fiziologice au intrat într-o schimbare foarte mare. Acum nu vreau să aprofundez ce anume încotro s-au îndreptat aceste concluzii, dar e un alt punct de vedere care are de-a face cu fizica cuantică. Revenind la povestea noastră, deci, ai voie să te cauți de sănătate? Da, ai nevoie, dar nu trebuie să fii hapsân. E ca un om care încearcă să slăbească și
Dacă el se cântărește de 3 ori pe zi, la un moment dat corpul se va opune, se va bloca și va zice, du-te undeva. Corect, Și într-un atunci tu trebuie lacaș. să dai un respiro, să dai un respiro și să zici, mă, eu o dată pe săptămână mă văd cu tine și îți iau perimetru la talie, la șolduri, la picioare, la mâini, la umeri, la gât și te cântărești. Și atât, o dată pe săptămână. În contextul acesta, da, corpul poate să se schimbe. Deci poate să se schimbe. Dar dacă eu nu fac nicio măsurătoare, adică omul nu se caută de sănătate, omul nu va ști problemele pe care le are. Acestea se vor agrava din ce în ce mai tare. Va fi exact ca experimentul cu broasca aruncată într-un vas în care apa începe să fiarbă de la să aducă temperatura de 20 de grade la peste 100 de grade, treptat, 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 iar broasca nu îți dă seamă. Îți aduce aminte de experimentul ăsta, da? Deci, și broasca nu îți dă seamă, moare și nu știe când a murit. Nu îți dă seamă. Deci, la fel, oamenii trebuie să se caute de sănătate, dar consider că a te măsura, a te căuta în fiecare zi, nu este ok. Dacă, zicem, ai o problemă cu diabetul și vrei să cântărești efectiv mâncarea, câtă mâncare introduci în sistem și astea sunt pentru condiții speciale. Și vrei să vezi cât elimini, cât lichid, câte reziduri elimini afară, da, poți face lucrul ăsta. Sunt situații în care e nevoie să faci lucrul acesta, dar acestea sunt deja particularități. Deci, răspunsul este, așa cum un câine îl duci la deparazitare la 3 luni, dacă ții la el, sau măcar la 6 luni, dacă chiar nu te interesează câinele sau pisica, la fel și omul. La 3 luni ar trebui să se caute de sănătate. 3 luni, 6 luni, maxim, o dată pe an. Mi-aduc aminte, anii 74, 75, bunica zicea cuiva, e, acum că ai trecut deja de 40 de ani, ar trebui să te duci măcar o dată la 6 luni să te cauți de sănătate la doctor. Dar du-te la un doctor care are multe afinități cu tine, are multe valori comune cu tine. Și mi s-a părut foarte interesant ce a spus atunci bunica mea. Deci, este nevoie să te controlezi pentru că altfel se ajunge exact ca în sistemul de învățământ care a fost odată sistemul ăsta în care se preda, dar nu se verifica niciodată nivelul cunoștințelor. Și neverificându-se, elevul trecea ca gâșca prin apă, a ajuns mare, s-a făcut și facultatea, nu s-a verificat nimic, ca și când să lucreze, nu știa absolut nimic. Era blană, adică nu avea nicio treabă cu toată materia pe care o parcursese. Și atunci noi trebuie să ajungem la următoarea idee. Este important să spui școala pitagoreică sau platoniană. Oamenii se adunau, profesor venea, vorbea, da? Și apoi oamenii erau rugați să povestească unul altuia ceea ce a înțeles de în lecția profesorului. Și asta se întâmpla imediat. Profesorul venea, povestea, împărtășea și apoi elevii rămâneau și povesteau între ei ceea ce a înțeles fiecare. În acest fel se producea această fixare a conștiințelor. Adică trecerea din memoria de scurtă durată în memoria de lungă durată a cunoștințelor. Deci, este nevoie de note, este nevoie de a evalua o situație și este nevoie de a corecta o situație. Ai nevoie de așa ceva. În general,
Când vorbim de sănătate, noi vorbim. Am parcurs așa câteva site-uri care se leagă de tehnologia asta avansată sau de inteligență artificială, dar, încă o dată, se pune prea puțin accent pe valorile care hrănesc conștiința umană, pe scopul pentru care omul vrea să trăiască, pe stilul de viață pe care îl abordează. Foarte puțin accent pe povestea asta și se duce către o altă latură, o latură mai pecuniară, ca să zic așa. Păi, acel Adică povestea asta este o poveste care poate oricând să degenereze într-o chestie comercială. așa este. De aceea trebuie Prima să din tratăm cu seriozitate modul în care noi interacționăm cu genul acesta de tehnologie. da. Vezi că toate sunt reinterpretate, chiar și conceptul acesta, nu, de carpe diem, acum înseamnă această trăiește clipă, adică fă orice, cu alte cuvinte, ori nu asta este Se ideea, folosesc pe departe. cuvinte care să ne aducem aminte când au venit primele MNM-uri în România. Și la un moment dat eram stocași cu toții, anume, zice, vei fi sponsorizat de către cel care te-a adus în acel loc și pentru a fi sponsorizat trebuie să plătești suma de. Deci da, era un nonsens. A fi sponsorizat înseamnă a primi ceva, a primi ceva, a primi începând de la ceva valori, poate fi pecuniar, poate fi ca și cunoștințe, ca și timp, ca și servicii, dar problema era că tu erai sponsorizat, tu erai sponsorul, sau erai sponsorizat, dar tu trebuia să plătești. Și asta era o chestie, un nonsens. Terminologia nonsensurilor s-a dezvoltat extraordinar și de aceea trebuie să fim atenți la conținut. Etichetele pot suna comun, dar conținutul poate fi cu totul diferit. Da, de la un lucru care se referă la simțire, la ceea ce ai în suflet, vezi, se ajunge la a face ce îți trece prin minte. Deci, Am să spun o poveste foarte interesantă. Eram undeva la Viena și eram implicat în a studia în ce mod tehnologia de care sunt chiar interesat, această tehnologie PC Power, impactează oamenii de acolo. Și mulți oameni veneau cu diverse afecțiuni, diverse probleme, încercaseră diverse medicamente, diverse tehnologii, diverse abordări, diverse stiluri de viață, dar nu erau rezultate. Și la un moment dat, discutând cu ei, i-am întrebat, ce faceți voi cu timpul liber? Timpul liber, păi noi fugim de el, nu vrem să ne asumăm povara timpului liber. Adică, dar ce faceți voi cu el? A, ne uităm pe telefoane, ne uităm pe internet, căutăm să nu avem momente de stat, momente de staționare. Și le-am pus următorul lucru. Hai să facem un experiment. Pentru 3 săptămâni, pur și simplu găsiți-vă timp pentru voi. Adică în fiecare zi alocați un timp în care să puteți stați cu voi. Și anume că nu mai pierdeți timpul pe TV, pe internet, pe telefon, pe tot felul de jocuri. Pur și simplu nu mai aveți treabă cu ele. Din 100 de persoane, cred că vreo 28-27 de persoane au făcut lucrul ăsta. Și paradoxul a fost că toată lumea,
Din acest grup de 28 de persoane, toți au avut o îmbunătățire a stării de sănătate de mai bine de 75%. Cum? Și au făcut timp pentru ei, și au făcut timp să stea pe o bancă în parc, să admire natura, adică să se întoarcă la stilul de viață din anii 60. Nu aveai televizor, dacă auzeai vreun radio din când în când, aveai mult timp de petrecut cu tine. Și s-a observat că mulți dintre ei erau artiști care se plângeau că nu mai au creativitate, că nu mai pot să creeze, că nu mai au idei, că nu mai. Și după numai 3 săptămâni, creativitatea le-a revenit, expresivitatea, creativitatea, au început să se bucure de viață, au început să se simtă plin de această substanță numită viață. Și au zis, fabulos! Așa că, încă o dată spun, fă-ți timp pentru tine și vei scăpa de multe probleme. Nu în acest timp, nu pierde timpul cu telefoane, SMS-uri, WhatsApp, toată partea asta de multimedia, nu internet, pur și simplu stai cu tine, bucură-te de natură, bucură-te de a urmări o pasăre, o rață pe lac, bucură-te, vei vedea niște rezultate fantastice pe care poate niciun medicament nu poate să ți-l dea atât de repede. Și medicamentele astea au nevoie de un timp. De asta spun mereu că medicina asta alopată, cât e aia de blamată, cât unii nu o suportă, alții o critică, nu pot să fiu de acord cu ei, pentru că ea oferă un plus de timp în care tu poți să cauți și să-i dai corpului, pentru că singurul care vindecă este corpul tău. Corpul este cel care se auto-vindecă. Toate celelalte sunt doar niște readucere a minte, niște readucere acasă, niște motive pentru care să te întorci la corpul tău. Vreau să spun că tot ce ai spus este perfect adevărat, sunt de acord în totalitate, dar uite, ne confruntăm cu o problemă care devine din ce în ce mai serioasă. Faptul că oamenilor încep să le fie frică să iasă din case. Ți-e frică să ieși, să te duci în parc, să te mănânce câini, să te muște, să te așezi pe iarbă că te mușcă căpușa, să nu stai lângă apă că te înțeapă țânțarul care cine știe ce purtătoră de microbie. Să nu faci nu știu ce, că te fulgeră, dacă plouă mai tare primești alertă. Dar toate lucrurile astea ne îndepărtează de natural, de normal, de viață. Discutam cu doctor din Viena, discutam despre problema asta și ceea ce spuneau ei, spuneau așa, că a te izola, a fugi în fața tuturor acestor trigger, înseamnă a-ți subrezi sistemul imunitar. E fi mortul viu. Noi vorbim doar de imunitatea biologică, noi vorbim de imunitatea psihologică, imunitatea emoțională, imunitatea spirituală, deci mult mai multe tipuri de imunitate. Și atunci ei spuneau că, atenție, la ora actuală în vest se întâmplă un lucru paradoxal. Dacă odată cu anii 60 a început o nebunie cu flower power, power flower, da? Și fiecare cu toată lumea și toată lumea cu toată lumea, la ora actuală în vest, special în America, începe din nou, oamenii încep să se întoarcă la valorile de altă dată. Adică să se pună preț pe o relație, pe o relație de prietenie, o relație de respect, de apreciere, pe virginitatea unei fete, pe caracterul unui bărbat și așa mai departe. Toate acestea încep din nou să fie luate în calcul
Pentru că a fost o perioadă care a adus foarte multe rezultate. După care, când a început toată această poveste cu power, flower, flower, power, lucrurile au decăzut foarte mult. Bine ar fi să fie Și la așa. ora actuală există o reîntoarcere la elementele de bază, la sistemul de referință multimilenar. Adică educația, relația cu Dumnezeu, relația cu valorile tradiționale. Există la ora actuală, a început puternic de tot, pentru că variantele celelalte i-au adus un impas. Pentru mine, ca sociolog, ca psiholog, ca doctor sau ca om care studiază natura, este un fenomen foarte interesant, că pe măsură ce oamenii s-au îndepărtat de natură, prin tot felul de indicatoare, semnale, alarme și mai știu eu ce, iată că oamenii încep din nou să se apropie de natură, încep din nou să-și dorească să se întoarcă la natură. Noi avem un fenomen foarte, foarte clar. Și acum ai A spus, fost acolo. o fugă, un explod de la țară la oraș, da? Iar la ora actuală este o adevărată fugă de la oraș către țară, către provincie, către un loc unde să ai o căsuță, să-ți cultivi ceva, să poți să mănânci din grădina ta. Deci, vedem acest lucru fantastic. Înainte chiar nu interesau, adică toți vreau să scape de țară, să vină la oraș, să scape de corvoadă, și a mai fost o perioadă când toată lumea, aproape toți, își doreau să stea la bloc. Pentru că la bloc erau cu mai mulți, erau în Condiții, era siguranță, caldă, erau toate era problemele. Așa. E, iată că la ora actuală ne întoarcem înapoi când oamenii își doresc din nou să creeze acele mahalale, ca să zic așa, acele cartiere de case în care să se întâlnească, să meargă împreună la biserică, să se întâlnească la diverse evenimente, să discute pe uliță. Încă sunt cartiere în București în care, dacă treci duminica, vei vedea că atât femeile cât și bărbații, duminica, ieși pe uliță, se întâlnesc, stau de vorbă. Eu am rămas așa, am rămas paf. Am zis, nu se poate așa ceva. Asta știu pe vremea bunicii mele, pe vremea când eram eu mic, dar încă există așa ceva. Încă există cartier în care treci pe acolo, zice bună ziua, ziua bună, și stai și te gândești, Doamne, e prima dată când trec pe aici. Deci, iată că există niște zone care au păstrat aceste obiceiuri, această igienă socială, această cutumă de reguli sociale, care să mențină această sănătate, acest palier fiziologic al sănătății sociale. Și ce ei vedem? ghicit gândul. Exact, dacă s-ar face un studiu, s-ar vedea că oamenii din acel cartier nu au probleme de depresie, au mult mai puține probleme de sănătate, sunt, Exact, cum să spun, exact asta urmăream să spun, că au o temere mult mai mică, au un alt mod de a se informa, cum era înainte, gura satului sau gura cartierului sau gura străzii, să te ferească Dumnezeu să intri în ea. Și iată că am putut să experimentez în ultima perioadă să mă duc și să văd așa ceva. Oameni cu mult mai mult bun simț, mult mai liniștiți. Ceea ce am observat, că n-am putut să nu observ, este că stând de vorbă cu ei, i-am întrebat: vă uitați la televizor? Și în ce mai mulți spun că în ultima perioadă nu prea mai au ce să vadă. corect. Să mă uită la o muzică, la o muzică populară, la știri, Foarte bine fac. lucruri de genul acesta, la un film, dar în rest nu mai au treabă. Discutăm cu oamenii care lucrează în televiziune. Ei spun
că ratingul față de perioada anilor 90, 95, 98 a scăzut extraordinar de mult. Da, Dacă ți-aduci aminte, o chestie foarte interesantă, și asta am observat-o, am trecut prin cartierele astea seara, la ora 10, 10 jumate. Aproape 80% din lumini erau stinse. Deci oamenii deja se retrăsăseră, se duceau la culcare. Dimineața, când am trecut, 6-6 jumate, oamenii erau pe uliță, adică se duceau la muncă, se duceau la ale lor, erau în mișcare. Copiii la școală, copiii se jucau pe uliță. Mi s-a părut fabulos faptul că există ca un fel de rezervații naturale în care oamenii se comportă ca acum 60 de ani. Adică au păstrat acea mentalitate. Ce am observat, un alt lucru interesant, este că nu putem vorbi de lumea bună ca masa de oameni care vor să fie lumea bună. Nu. Oameni care au un anume statut social, o anumită înțelegere, ei aveau case în cartierele astea. Cunoscându-i pe unii, am stat de vorbă cu ei și zice, până acum un timp, acum 15-20 de ani, am stat în Dorobanți, am stat pe Primăverii, dar am înțeles cum merg lucrurile, ne-am mutat în zonele astea, ne-i foarte bine. Și, ca și concluzie, oamenii ăștia trăiesc mult. Adică, pe ulicele respective am observat mulți oameni la 95-98 de ani care își făceau treburile în grădină, vorbeau, comunicau, se mișcau, și care nu erau impacientați, că au dureri, că au probleme, că nu. Deci, de unde se dovedește că păstrarea unor norme în palierul sociologic și acest medicament extraordinar numit comunicare poate să fie un ajutor fantastic pentru ameliorarea stării de sănătate. De exemplu, când eram în facultate, era un studiu care vorbea despre medicamentul secret al femeilor. Care credeți că este medicamentul secret al femeilor? Toată lumea, când i s-a prezentat, era un profesor extraordinar, foarte bun prieten cu Tudorel Butoi, care mi-a fost profesor, și toți ne gândeam prăjiturile, cosmeticele, bărbații, ne gândeam la tot felul, bijuteriile, false. Fals, fals, fals pe toată linia. Poți să le dai toate. Dacă nu le dai lucrul ăsta, le-ai terminat. Și anume, comunicarea. Comunicarea cu a femeilor cu alte femei. Este un proces fantastic de vindecare, decantarea non-valorilor și de esențializarea unor lucruri care chiar sunt prioritare. Nu degeaba se spune că era un ban în care două femei ieșiseră din închisoare și cumva ele încă mai stăteau la ieșirea din închisoare să termine discuția ca să poată să plece. Deci, comunicarea pentru femei reprezintă un medicament fantastic. Fantastic. Femeile au nevoie să discute, și au nevoie să împărtășească și, bineînțeles, amândouă părțile au nevoie de comunicare, numai femeile și bărbații. Și s-a dovedit că și bărbații, când discută cu bărbații, la un moment dat pot să ajungă la un nivel de normalitate. Acum depinde scopul pentru care ei se întâlnesc. Că se întâlnesc la o bere, că se întâlnesc la un meci, că se întâlnesc efectiv să discute vis-a-vis de repararea unor mașini, de repararea de a face ceva în Se preocupă gospodărie. pe ei. Da. Vezi tu, Adrian, numai faptul că în caz de nevoie ai la cine apela, că poți bate la ușa vecinului să-i ceri un ajutor,
Așa cum noi toți avem în agenda telefonului un număr al unui medic la care noi știm că putem să apelăm în caz de nevoie. Absolut. Nu Hai te să simți singur. și de Deci, siguranță. Da? ideea de singurătate acolo e ceva foarte rar. M-au uimit, mi-aduc aminte când m-am mutat unde stau acum. Și ceea ce m-a uimit pe mine a fost faptul că între apartamentul în care m-am mutat eu și apartamentul vecinului era un balcon lung, împărțit cumva, dar cei doi bărbați din cele două familii făcuseră o masă care era jumătate în partea fiecăruia. O jumătate la primul, o jumătate la al doilea, o masă în care aveau o tablă de șah. Și mereu se întâlneau și jucau șah și oamenii respectivi au trăit foarte mult timp. Femeile lor se întâlneau cu majori, discutau la bancă. Mi s-a părut fantastic, fantastic. Blocul în sine este ceva spectaculos, că e vorba de un cartier de case din Obor care a fost demolat și oamenii au fost luați de acolo și mutați în anii 60 în blocul unde stau. Relațiile au rămas aceleași, ca și cum ei ar sta la casă. Modul cum au relaționat. Bine, mulți au plecat. Dar încă un lucru interesant. Majoritatea au depășit 80-85 de ani. De, iată că această comunicare, această apropiere, această căutare, aceste valori comune care adună oamenii, pot să mențină o anumită ordine și nu te lasă să pici în acea dezordine, acea entropie. Pentru că organismul are nevoie de o energie pe care să o aloce mereu și mereu ca să mențină acea ordine. Pe măsură ce el nu mai are acea energie, organismul începe să se degradeze, adică începe procesul de îmbătrânire, până când nu mai are cum să compenseze această homeostazie a întregului bios în corp. Și în cele din urmă, omul moare. Deci, asta este ceea ce noi ar trebui să analizăm în monitorizările noastre, în monitorizarea computerizată a sănătății. Da, este bună, este bun un computer. Mi-aduc aminte, în anii 90 încercam să fac, erau calculatoare la început, încă veneam de la HC, făcut la electronică industrială, încă lucram în BASIC și făceam noi niște programele în care făceam un fel de anamneze și completam și în final apăreau niște grupuri de probleme posibile. Grupuri de probleme posibile. Erau niște programele extraordinar de utile, în sensul că îți sintetiza ce aducea la un loc niște liste cu maximum de prioritate posibilă ca ele să fie. Am crezut atunci că lucrurile vor crește exponențial și cumva lucrurile vor progresa fantastic de mult, însă nu a fost să fie așa. Apoi, după 96, când am văzut că laboratoarele biologice au început să fie înlocuite masiv cu laboratoare care fac teste automat cu tot felul de reactiv, eficiența a scăzut extraordinar de mult. În sensul că acuratețea nu ai cum să o ai. Ca atunci când ai un biolog care numără la frotiu efectiv câte elemente figurate ale sângelui sunt într-un milimetru de sânge sau într-un centimetru. Nu ai cum. Reactivii sunt o chestie care, da, îți dau viteză,
Îți dau viteză, dar palierul de acuratețe este aleator. Adică este exact ca la tensiometrele oscilometrice. Sunt tensiometre care au metoda Korotkov, în sensul că ele ascultă prima și ultima bătaie, ca la sistemele de tensiune clasice, în care pui stetoscopul și în momentul când începe bătaia, dup, 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 te uiți să vezi care a fost cifra și când auzi ultima bătaie, care a fost cifra. Și în felul ăsta ai sistola, diastola, greu să te păcălești, nu ai cum. Tensiometrele pe mercur, care sunt și mai precise. E bine, s-a trecut la tensiometrele oscilometrice, adică iei o dată tensiune, iei de 2 ori, iei de 3 ori și de fiecare dată îți dă altă tensiune. Nu ar fi rău dacă decalajul ar fi ceva minor, să zicem 11 cu 7, 11 cu 8, sau 11 cu 7, 11 cu 9, sau să ai măcar un 0,5. Nu. În nefericire, decalajele sunt destul de mari. Și atunci spun întrebarea, ce tensiometru să folosesc? Un tensiometru două control, adică care are două unități de control. Are și metoda oscilometrică și, bineînțeles, are și metoda Korotkov, prin auzire, adică prima și ultima bătaie. Sunt mai performante. Da, costă un pic mai mult. Nu neapărat foarte mult, că sunt unele care costă de 3 ori, de 5 ori mai mult și nu au acești două controluri. Ei bine, când ai așa ceva, gradul de acuratețe este extraordinar. Dar să nu uităm că și tensiunea variază de 100.000 de ori în 24 de ore. Și atunci noi trebuie să căutăm să înțelegem raportul tensiunii. Cum îl căutăm? Cum căutăm o normă, un raport, așa mai departe. Toate acestea le găsiți pe canalul meu de YouTube, Adrian Cranta, și acolo veți găsi foarte multe lucruri despre starea de sănătate, despre sănătatea spirituală și, bineînțeles, bineînțeles, despre cum să ne folosim de tehnologiile din mediul înconjurător, adică pe care societatea ni le pune la îndemână, pentru a aduce un plus de sănătate. Pentru că în spatele monitorizării, acum au apărut tot felul de lucruri, tot felul de aparate în care s-au miniaturizat până la nivelul unei pastile. Să nu uităm celebrele pastile din anii 90, pe care aveau niște baterii, le înghițeai și pe tot parcursul sistemului digestiv, ele emiteau niște frecvențe și niște descărcări electrice care, atât ca frecvențe cât și ca voltaj, uniformiza, regla acel minus 20 de milivolți, cumva aducea la un nivel de uniune, de homeostazie, sistemul digestiv și nu numai. După care ele erau evacuate, le spălai, le dezinfectai și din nou reluai traseul. E bine, acestea au fost folosite în primul rând la cosmonauți. Cosmonauți care erau puși în situația de a zbura și aveau un nivel de pregătire intelectual foarte bun, dar ca pregătire fiziologică, ca material al clientului, nu erau cine știe ce performanță. Și atunci s-au folosit aceste sisteme de întreținerea stării de sănătate, adică de optimizarea sănătății, sub forma unor brățări, sub forma unor centuri, unor cercei, unor inele, și apoi mai târziu, sub forma unor capsule pe care le înghițeau și care puteau să facă o mulțime de lucruri. Acum, tehnologia a avansat. Ei spun că a apărut pastila digitală. De fapt, lucrurile astea sunt apărute de mult. Numai că sună mai bine pastila digitală, pastila, vă dau un exemplu, era o carte pe care am citit-o în 1978. Se numea Magnetismul personal. Acea carte
a reapărut în 2014 sub denumirea de atingerea cuantică. Deci, ce vedem? Vedem lucruri vechi în ambalaje noi. Adică nu putem spune că n-au fost. Au fost. Au fost. Acum, de exemplu, pacemaker-ul. Sunt oameni care ajung datorită faptului că nu au un stil de viață corect sau nu se adaptează la ceea ce se numește conceptul de material al clientului. Adică omul respectiv, să zicem că are anumite deficite. Nu a fost alătat cât a trebuit, nu, o mulțime de nu-uri și un stil de viață neadecvat. Normal că el va ieși din funcțiune mult mai devreme. Și atunci, el știm că are o problemă cardiacă, apropo de problemele cardiace, noi am făcut emisiuni despre tensiune arterială, despre probleme cardiace și am spus, cel mai bun lucru pe care îl poți face este să treci de vârsta de 50 de ani, 55 de ani, cu o tensiune sub 12. De ce? Că în măsură ce vei avansa în vârstă, cumva nivelul de inflamație va crește. Ca și reacție la acest proces inflamator, apare o stare de rigidizare a arterelor, ceea ce va face ca tensiunea să crească. Una este să crești de la 14-16 și alta este să crești de la sub 12. Adică exact ca situația aceea cu omul care nu vede, nu vede, nu vede și pe la 50 de ani se trezește, bă, stai puțin că nu am nevoie de ochelari, că deja văd. Știi situația. Da. Și Deci, cum este cu tensiunea asta arterială? Omul a ajuns pe lună, sau cel puțin așa se spune, a făcut atâtea descoperiri, dar încă nu se știe clar care este nu se cauza. știe. Se știe foarte clar că dacă mănânci anumite alimente, sângele devine mult mai viscos, când sângele devine mai viscos, această pompă numită inimă va trage mai de greu. De ce Dacă lucrezi există pentru vegetarieni? optimizarea, De ce există vegetarieni care au tensiune arterială mare? ascultă-mă, Mult. nu înseamnă că dacă un om e vegan, gata, l-a prins pe Dumnezeu de picior și are sănătatea maximă. Păi în situația asta n-ar mai exista farmacie și medicină veterinară. Nu înseamnă că dacă paști iarbă vei fi perfect sănătos. Nu! Și veganii mănâncă o mulțime de glucide la greu și fac o mulțime de combinații proteine. Deci nu putem să spunem. A fi vegan înseamnă a avea o conștiință înaltă, a avea o grijă mult mai mare de ce mănânci decât un om care mănâncă clasic. Să nu uităm că și chinezii mănâncă tot felul de cărnițe și cărnăraie, dar nu mănâncă în stilul în care mănâncă cei de aici. La ei carnea e condiment, la noi frunza e condiment. Deci, revenind la partea cu tensiunea, am prieteni care au 80-90 de ani, care de vreo 30-40 de ani ne cunoaștem și le-am spus, 1. Aveți grijă să mâncați alimente care nu produc mucus. 2. Aveți grijă să vă păstrați nivelul enzimatic în normă. 3. Aveți grijă să consumați apă, să nu mâncați seara, adică după 5-6 gata, ai terminat. Că nu merge. Mănânci seara, deja începe tensiunea și rara. De ce? Pentru că seara nu are nimeni timp să-ți digere ție mâncarea. Și mâncarea asta nedigerată, în totalitate, în cele din urmă, ajunge în sânge. Și te trezești că colesterolul e nu știu cum. Sunt multe lucruri înțelese foarte clar. Că sunt ele lăsate așa, da, există întotdeauna motive, dar un om care caută, întotdeauna găsește un răspuns. Deci, în situația în care, încă un lucru interesant, un studiu din Statele Unite, Vancouver, nu Vancouver, Pennsylvania, în Pennsylvania, s-a monitorizat numărul de oameni care au făcut infart. Doar 2% aveau probleme cu colesterolul mărit.
Deci nu puteți spune că colesterolul este totdeauna sursa infarctului. Nu. Este vorba de energie, este vorba de informație, este vorba de mult mai mult decât atât. Să nu uităm că 4% este materie fizică, 30% energie, 66% informație. Deci, dacă noi ne preocupăm atât de mult doar de partea fizică, ce facem cu celelalte două care sunt și mai importante? Deci, revenind la vegan. Veganii au nevoie să introducă căldură în sistemul digestiv. Au nevoie să fie atent cu tot complexul de beuri. Au nevoie să fie atent cu grăsimile, care sunt importante. Și au nevoie să fie foarte atenți cu spectrul de aminoacizi, în special aminoacizi esențiali. Nu pot să spun sunt vegan, mănânc un morcov și un cartof și gata, sunt vegan. Nu. Este o știință aici. Știința asta trebuie însușită. Revenind la tipsuri. Tipsuri privind partea de sănătate. Apropo de vegan. Veganii ar trebui să fie atenți pentru că ei au nevoie să mănânce viață. Au nevoie să introducă lucruri care să fie purtătoare de viață. Și în momentul în care ai luat salată, ai luat ridichi, ai luat o mulțime de legume de la piață, te duci și le depozitezi în frigider. După 2 ore, frigiderul absorbe masiv toți electronii din aceste produse. Și te-a pus să faci salată, să faci tot fel de sucuri și constați că în loc să ți aducă electroni, îți iau electroni. Și ajungi în situația să ai probleme de sănătate și probleme cu inima. Și nu numai veganii, toată lumea. Și atunci tu trebuie să te interesezi. Cine a inventat frigiderul? Nikola Tesla. Cum a fost gândit? El a fost gândit în două compartimente. Unu, compartimentul pe care noi îl știm astăzi. Doi, compartimentul care a fost dezvoltat mai departe și folosit ca și tehnologie Imor Plate, adică un compartiment care avea un fel de platformă care pune efectiv legume, zardavaturi, mâncarea efectivă și îi refăcea nivelul magnetic, nivelul electric, nivelul de electron. Toate acele nivele care susțin viața erau refăcute. A, și la noi ce am mai ajuns? A ajuns primul compartiment. Pentru că al doilea compartiment era un compartiment care nu necesita o temperatură scăzută. De aceea e important să aveți o asemenea tehnologie în casă. Imor Plate. Imor Plate. Veți observa că viața dumneavoastră se va îmbunătăți. La fel, un om are o problemă legată de sistemul digestiv sau sistemul cardiac. Foarte frumos! Dacă el măsoară tonusul vagal, va vedea că are un tonus foarte coborât. El va încerca tot felul de lucruri, tot felul de ceaiuri să încerce să își rezolve problema. Foarte frumos! Dar dacă va și lucra cu o tehnologie cum ar fi PC Vagus pentru reconsolidarea, ridicarea nivelului sau ridicarea tonusului vagal, va observa niște rezultate extraordinar de bune. Deci, noi putem folosi tehnologia. Un om este, să zicem, amețit de radiații, pentru că la ora actuală, dacă stai să măsori electrosmogul, da, electrosmogul este destul de ridicat. Și atunci ce facem? Luptăm? Ne adăpostim în eprubete? Nu! De la ora actuală sunt haine speciale care sunt de partea acestei radiații electromagnetice și care sunt foarte plăcute la atingere, foarte frumoase, foarte trendy și nici nu dai seama. Și poți să ții un telefon în buzunar și nu sună telefonul, că nu ai semnal. Ah,
aceștia sunt tehnologii speciale, dar bineînțeles. Deci, la ora actuală nu se pune problema să te bagi într-o reprobetă, să stai acolo că vin radiațiile. Nu! Se pune problema de a gândi. Și atunci tu știi, a, deci dacă voi apela la o tehnologie Pișnova, eu voi putea să am un rai în casă, ca și cum aș fi într-o casă din aceea de chirpici, în perioada când eram mic și stăteam la bunici și dormeam extraordinar. Cum se zice în popor, ca în sânul lui Avram. Deci, lucrurile, societatea avansează. Nu putem să neglijăm, nu, eu nu vreau tehnologie. Atâta timp cât folosești curentul electric, atâta timp cât folosești tot felul de produse ale diverselor tehnologii, ar fi imatur să nu spui problema că nu, nu, eu nu vreau să folosesc tehnologii pentru întreținerea și optimizarea vieții din mine. Cum poți să faci asta? Nu poți să Dar faci. trebuie să le folosim Pentru că sigur, și în favoarea noastră. trebuie să înțelegem că mai sunt unii care vor să nu folosească banii. Da, zis, bun, dacă vreți să nu folosiți banii, asta înseamnă că trebuie să stați undeva unde n-aveți de-a face cu societatea. Și stați undeva pe vârful muntelui și vă procurați mâncarea acolo, vă faceți acolo mâncarea și tot aveți nevoie de bani ca să vă plătiți impozitele, să vă plătiți taxele, să vă plătiți, tot aveți nevoie. Deci iată că nu funcționează. Așa și cu tehnologia. Ea vrem, nu vrem, ea vine peste noi. Vrem, nu vrem, noi trebuie să fim deștepți, să folosim tehnologia. Era o poveste de genul ăsta în anii 90, noi nu vrem calculator. Noi nu vrem calculator, noi nu vrem asta, noi o refuzăm. Bun. Și a venit calculatorul peste tot în lumea noastră și cei care n-au vrut s-au separat, au rămas de căruță. Cei care au acceptat ideea și-au întărit valorile și au avut acces la tehnologie. Să ne uităm la Japonia. Japonia, dacă te duci acolo, vezi cea mai înaltă tehnologie și cea mai veche tradiție. Și toate conviețuiesc împreună. Mi se pare extraordinar. Asta trebuie să facem și noi. Deci, da, este bine să lucrezi tu cu tine, să înveți niște practici și să lucrezi cu tine, dar până vei dezvolta abilitatea de a te auto-întreține prin practicile respective, ai nevoie de ajutoare externe. Este bine să-ți faci tu grădina ta și să-ți cultivi tu hrana ta, dar până când îți crește ție para în pom și grâu în curte, ai nevoie să cumperi. Trăim într-o societate. Nu putem să întoarcem spatele la societate. Trebuie să ne gândim cum să optimizăm acest flux. Și sunt foarte multe care pot fi discutate. De aceea punctez de încă o dată. Luând exemplu Japoniei, cea mai înaltă tehnologie, cea mai veche tradiție. Ei meditează, ei practică arte marțiale, practică diverse tehnici meditative, de energizare și în același timp se bucură de cea mai înaltă tehnologie. Absolut. Să nu uităm, mi-aduc aminte de Valeriu Popa, care la Alexandria era o fabrică de rulmenți. Și la un moment dat, imediat după 90, japonezii au venit și au vrut să o cumpere. Și au luat-o. Și când au venit ei în România, cumva am avut de-a face cu ei și era vorba de folosirea calculatoarelor. Și ei ne spuneau, păi noi ca să rezistăm la calculatoare, avem niște plăcuțe din cupru pe care le avem sub piciorul ăsta și ne descărcăm de acest electrosmog generat de calculatoare și putem să muncim mai mult. Tot ce au zis, o prostie, nu, domnule, stau așa. Dar Valeriu Popa spunea, lucrezi la un calculator, ai nevoie de sisteme de descărcare a electrosmogului. De ce? Pentru că ai nevoie să menții potențialul electric. Dacă
nu ai un potențial minim de minus 22 de milivolți ca să supraviețuiești. 50 de milivolți ca să-ți vindeci diverse probleme. 90 de milivolți ca să-ți refaci, să-ți regenerezi diverse sectoare care au intrat în dezorganizare. Atunci, ce faci? Deci, de asta spun că nu putem să ne băgăm cu capul în nisip și să ne gândim de ce ne doare fundul. Nu se poate asta. Trebuie să gândim la fel. Am vorbit despre vegan. Ei trebuie să fie atenți la lucrurile astea. Faptul că ei țin genul ăsta de regim, bravo lor, este foarte bine, foarte sănătos. Dar dacă nu pui lipide, te vei refugia în glucidă. Și văd din ce în ce mai mult cu probleme de diabet. Ei sunt vegani, dar cu diabet. Păi de ce? Păi, neavând lipide, neavând grăsimi, încep să aducă dulciul ca să aibă energie și ajung în situația în care își dau organismul peste cap. Pentru că similarul hrănește similar, adică creierul ce este o masă de grăsime. Că nu e grăsime, bun, nu e grăsime animală, bun, e grăsime vegetală. Uite, uleiul de cocos, untul de cocos, foarte bine, undă arahidă, undă migdale, undă semințe de dovleac. Deci, aduci grăsimi pentru a susține corpul. Ai nevoie de o cantitate destul de mare de grăsimi sănătoase, sănătoase, nu grăsimi trans, nu vorbim de așa ceva. Deci, iată cum, îmbinând partea aceasta de cunoaștere, adică metode alternative, tehnologia avansată de evaluarea stării de sănătate, cum ar fi medicina energoinformațională, medicina integrativă, sau chiar noile tehnologii avansate care se implementează pe scară largă acum în evaluarea stării de sănătate. Sigur, sunt foarte bune. Și, în paralel, folosirea unor device-uri care să te ajute, adică să îți ridice performanțele, pentru că dacă nu, rămâi în urmă. Ca să faci față la această competiție, la toți competitorii care sunt mereu atenți pe tine, trebuie să înveți, trebuie să te antrenezi, trebuie să fii deschis ca o parașută. Mintea asta e ca o parașută, trebuie să fie deschisă, altfel cade. Așa este. Și bineînțeles, ai nevoie de practica spirituală, ai nevoie de a fi cu tine, de a medita, de a practica și de a produce o ordonare zilnică a particulelor în diverse forme. Respirație, sunet, diverse forme. Dacă nu îți readuci mereu în prim plan să fie o unitate corpul tău, și apar tot felul de bisericuțe, apare boala, apare moartea. Eu nu zic că oamenii nu mor. În cele din urmă, tot trec acolo, în lumea cealaltă. Dar depinde cum. Depinde să câștigi timp ca să-ți faci ce ai de făcut aici. Și să nu ajungi să fii o povară pentru alții. Asta este o chestie extraordinară. Un tutor de-al meu de la Shaolin, pe măsură ce mă învățam, spunea, uite, eu am învățat-o pe mama mea, avea 85 de ani, să practice Qigong. Pentru că avea niște probleme mari de sănătate, ei locuiau în Singapore. Și pastilele și celelalte nu ajutau. Nici măcar medicina chineză nu o putea ajuta prea bine. Și atunci a învățat-o să lucreze. După 2 ani de zile, gata. A pus ordine în sistem, sănătatea era deja super. Și am zis, a, deci asta îmi trebuie, asta ne trebuie și nouă. Da. O emisiune extrem de interesantă, Adrian, și îți mulțumesc pentru asta. Am notat, cred că am scris vreo 4 pagini, pentru că chiar mă interesează și sănătatea este o prioritate pentru toată lumea. Pentru că dacă n-ai sănătate, n-ai nimic,
Asta este clar. Exact. E o vorbă pe care o auzeam la Valeriu Popa, poți să ai 4 milioanele pe gume, poți să fii cel mai bogat om. Dacă nu ai sănătate, n-ai nimic. Exact, n-ai nimic. Îți mulțumesc tare N-ai mult. nimic. Seară minunată. Doamne ajută. Și n-am terminat, să știi că mai avem jumătate din întrebările. O, știu, data viitoare, data viitoare. Nu, Noi da, pentru putem că vorbi despre asta mult, da. încă n-am ajuns, doar suntem la crustă, la coază. Așa Eu este. știu asta. Așa este. Îți mulțumesc încă o dată tare mult dumneavoastră. Vă mulțumesc că a stat alături de noi. Până săptămâna viitoare, vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine, să ne revedem sănătoși. O seară minunată. Mulțumesc. Seară bună. La revedere. Doamne ajută!